Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A făcut Luca primar? Da. Bună. Asta vreau să vorbesc, zice, a zis așa. S-a adresat comunității. Vreau să vorbesc cu tine și cu familia ta despre Xirivela. Niciun subiect nu este de evitat. Și, mă rog, omul a încercat să cunoască locuitorii personal, să înțeleagă mai bine problemele și a urmat, ce credeți, o avalanșă de invitații. Primarul iese acum în oraș seară de seară, a luat cina cu peste 60 de persoane ultimele săptămâni. Cât de tare! Deci el în fiecare seară are program, e chemat la masă, e musafir de profesie. Da, dar vine cu desertul, stai, că da, nu se duce chiar așa oricum, da, cu mâna goală. Hai mă, ce naiba, este extraordinară ideea. Da, primarul... Oamenii se și pregătesc, vine domn primar. Da. Primarul este servit de gazdele sale cu diverse preparate. De la potârnichi murate, la mușchi Wellington. Mușchi Wellington știm, e fumat, dar potârnichi murate, vrea să știm ce e asta. Mă rog. Uneori se mai schimbă, uneori... Adică, bă, niște tineri l-au dus într-un bar... Luna viitoare are de gând să viziteze un preot. Dacă dă peste colivă, trece la ortodocși. El zice, de fapt, masa e mai degrabă simbolică. De obicei mănânc doar o salată și un sandwich. Aici greșești. Nu se poate. Te duci, să nu spui că ăsta, de fapt, nu e gurmand, e vorbăreț. Pe mine m-a cucerit, dar de fapt s-ar putea să nu fie cum cred eu. Așa, unii noroc în viață și nu știu ce să facă cu el. Exact. Deci eu mănânc sandwich cu salată, îți dai seama, aia ornează salata, băf. Îi fac paella, îi fac cu crevescu, hamoane, de-alea de hârtie creponată. Da. Îi fac lebădă din prosop. Exact. Și ăsta vine și zice, nu, mie dați-mi un pahar de apă și o salată, un bocadillo și hai să vorbim despre comunitate. Ce comunitate, mă, nu ți-e bine? Posibil așa ceva. Foarte mișto. Dar asta se facă și la noi. Nu vreți să luați masa cu un cunicușor? Cunicușor, Dan? Da. Uite, Luca e mai simplu, că are cu primarul, cum îl cheamă? Mihaiu. Poate mă găsesc cu domnul Radu, mi-apare pe la ușă. Domnul Radu l-am văzut la televizor. Cred că domnul Radu ar aprecia o masă corectă, așa mi se pare, și un șpriț. Cred că e ca primarul ăsta din Spania, cred că e cu sandwich și apă, nu? Așa crezi? Da. Nu cred, cred că domnul Nicușor e. Sau domnul poate... Nicușor, da, cred că e vegan. Da, așa pare. Da. Așa îl simt. Sau mai știi că aia cu mutul, mă rog, apa adâncă, ca să nu... Da, apa adâncă e periculoasă. Cum e proverbul cu apa adâncă? Ajutați-ne cu apa adâncă, cu proverbul, ca să-l dăm la radio. Deci proverbul cu mutul nu ne interesează. Cu mutul nu. Deci... Cu apa adâncă n-am auzit, nu știu. Te uiți la Nicușor și zici, ăsta e vegan, nu mănâncă nimic, miroase o iarbă. Așa? Și de fapt, el așa urmărie toată ziua. De fapt, e călare pe porc, îl mușcă de ureche. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.